Un ceai fierbinte, trosnetul lemnelor în vatră și, dacă e mult prea frig, pe terasă sau în grădină, încălzitoarele de exterior ajută tare mult, așa că tot ce mai e nevoie e să vină sufletele dragi alături de tine. O mână de prieteni, familia, și asta e tot. Poți sta chiar și pe vreme rece, seara, în natură, afară, să auzi acest zgomot, să simți această mireasmă incredibilă și să stai la povești. Nimic mai bun pentru noi. Mă bucur tare mult când există soluții, pentru că îmi doream foarte mult să profit de această terasă și când e vreme rece. Așa că i-am sunat pe prietenii de la pefoc.ro și i-am întrebat ce soluții au. Le-am găsit imediat, le-am găsit și asortate, pentru că mi-am dorit ca totul să fie aici în alb, negru și verdele naturii sau culoarea lemnului, nimic mai mult decât atât. Mă simt ca acasă, pur și simplu, și cred că nimic nu e mai plăcut decât să știi că ai această căldură și în suflet și în jurul tău și că poți să-ți derulezi povestea vieții așa cum ți-o dorești, fără prea multe pretenții și fără exagerări, doar cu căldura din inimă și cu căldura focului. Mulțumesc pe foc.ro.